Consumul de gaz la microcentrală atunci când centrala funcționează pe GPL. GPL este gazul propan lichifiat care se procură la benzinărie, în butelie, și se procură la litru, se achită la litru. Și consumul la microcentrală este de, în mediu, 2, metri, 2 litri pe oră. Am deschis cartea la carte tehnică la prima microcentrală care mi-a apărut pe Google și am ajuns la partea tehnică unde avem puterea, avem debitul la gaz în metri cubi atunci când centrala funcționează pe metano G20 și avem debitul la gaz când centrala funcționează pe propano GPL-ul nostru la kilogram pe oră și este, se vede clar, kilogram pe oră. 2.25, 25, 21, 2.0, în la ce putere funcționează microcentrala. 28 de kW și în jos. În momentul când centrala începe să moduleze puterea, ajungând la un minim, de exemplu, de 10 metri, 10, 10 kW, atunci vom avea în mediu sub un litru de gaz pe oră. Dacă să luăm un mediu, atunci când centrala funcționează atât pe încălzire cât și pe, pentru apă caldă, pentru că la apă caldă consumul este mai mare, atunci este 2 litri pe oră. Răspunsul este corect și nu ai decât să te documentezi. Mulțumesc!